261 de locuri noi de parcare în drobeta Turnu Severin. Începând din data de 20 aprilie, severinenii își pot depune documentațiile pentru ocuparea unui loc de parcare având la dispoziție două săptămâni. Începând cu data de 24-a 2021, cetățenii pot formula către Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipului Drobeta, turnu Severin sau online cerere pentru participarea la procedura de atribuire a locurilor de parcare pe domeniul public în zona blocurilor O1, O2, O3, O4 și O5 de pe străzile Crișan, Gogălnicianu și Păcii. Este vorba de zona de la blocurile O1, O2, O3. 3, o, 4, o, 5 de pe străzile Crișan, Păcii, Cogălniceanu, iar începând de mars 20 se pot depune timp de 2 săptămâni dosarele pentru această parcare. Cu, acest, cu, această ocazie invităm pe toți cei din zonă să, să depună pentru că vor avea pe cu prioritate pentru prima mașină toți din zonă și dacă rămân locuri libere vor fi luate în calcul dosarele pentru a doua, a treia mașină dacă cumva mai rămân locuri. Din acest punct de vedere, noi am stabilit un, un program destul de clar cu depunerile de, de, dosare, în același timp inclusiv ședința de atribuire licitare este stabilită pentru data de 19 a la ora 10 în aceea sală Grigore Cerchez de la Palatul Culturii. De asemenea și perioada în care se vor ridica acele abonamente în urma ședinței de atribuire. În cazul în care în această perioadă în care ei trebuie să le ridice nu fac acest lucru, se pierde automat locul de parcare și vor intra în calcul dosarele aflate în așteptare. Dosarele aflate în așteptare înseamnă cele depuse după data de 5-5-a 5 a 2021, care nu prind evaluarea din comisie. Cerile se pot găsi pe site-ul primăriei la secțiunea tipizate Direcția Patrimoniu la sediul Direcției Patrimoniu sau la biroul comunicare din cadrul primăriei. Orice cetățean cu reședința în limita 50 metri față de parcare are dreptul de a depune dosar pentru a participa la procedura de atribuire.